Noi astăzi suntem la centrul de mentorat de la grădinița numărul 3 din Strășeni și aici au loc formarea cadrelor didactice din grădinițe, a asistențelor sociali și asistențelor medicale. De fapt, intenția noastră a fost să creăm așa numitele echipe comunitare, care de fapt nu reprezintă noi structuri, dar creează context pentru comunicarea acestor profesioniști în comunitate, în așa mod încât să sprijine schimbarea la nivel de comunitate, să sprijine copiii și familia în integrarea lor socială și educațională. Ultimele studii arată că competențele părinților în ceea ce privește creșterea copiilor sunt destul de modeste. Deci este ultimul studiu mix, arată că implicarea taților, la fel, este foarte modestă. Deci, respectiv, UNICEF, împreună cu Ministerul Educației, încearcă, prin intervențiile pe care le facem, să fortificăm competențele părinților, cum să lucreze și să stimuleze copiilor pentru a le asigura un viitor mai bun. Deci, în ce costă proiectul dat? În primul rând, învață ca asistent social, asistentul medical și principalul pedagog să lucrează în echipă. Să nu fie dezbinarea aceasta. S-a pus întrebarea la noi, dar cine este liderul? Lider noi nu avem. Toți lucrăm împreună, mână la mână. Probleme sunt. Un dezavantaj care este acum la ziua de astăzi, situația economică, sunt familii social vulnerabile. Cu regret. Trebuie să dăm nu numai peșteri, dar și undiță. Și pedagogizarea anume părinților. Conștientizarea lor că sunt părinți. Astăzi aici sunt în calitate de formator, pentru că avem seminarele cu tematica comunicare eficientă cu familia, la care sunt prezenți trei actori din comunitate, asistentul social, asistentul medical și educatorii. Cred că cel mai pozitiv mesaj a fost că lucrul lor nu se dublează, dar din contra se repartizează uniform în echipă și ceea ce pot face în echipă va aduce mult mai mult succes pentru fiecare persoană din comunitatea lor și satisfacție în primul rând pentru ei însuși. Am remarcat foarte multe lucruri pozitive pentru că lucrează cu diferite categorii de oameni și lucrul pe care îl fac este foarte important. Cel mai pozitiv și ceea ce mă bucură pe mine din această experiență a lor, că îi reușesc să integreze copii cu dizabilități în instituții de învățământ, grădinițe sau școli și încurajează foarte mult părinții să-și ducă copiii la școală sau la grădiniță și să nu-i țină acasă. Am participat la seminarul Parteneriat Global pentru Educație. Din acest seminar am luat foarte multe lucruri utile pentru munca zilnică a noastră, pentru că ne dăm seama că comunicarea și comportamentul oamenilor sunt două lucruri destul de simple, dar totodată în aprofunzime, când stai și te gândești, au un mesaj destul de profund, pe care trebuie să le studiem și să le folosim la momentul potrivit și cu o mare înțelepciune. Sunt bucuroasă că am avut și eu posibilitatea și mare fericire să ajung la acest proiect, fiindcă, într-adevăr, e văzut lucru că este nevoie de așa ceva, de a coopera, de a copiii cu dizabilități, de a include, de a încadra în instituții, fiindcă e o problemă durută pe care noi vrem într-adevăr să o tămăduim, să o tratăm și să o aducem la nivelul pozitiv, care necesită și pentru noi pedagogii cât uși de puțin o mică pregătire. Sunt foarte bucuroasă că de acum ei, dacă erau undeva separați în centru special, acum vor fi integrați în școli, în grădinițe, deoarece le-ar fi și părinților mai ușor și ei nu vor fi singuri și vor comunica, se vor juca împreună cu copiii. Acest training este foarte binevenit în raion, dar ar fi bine să fie și în localități, cu educatorii, cu învățătorii, cu specialiștii care sunt, adică de făcut mai profund, mai binevenit ar fi și în localitate. În comunicarea care am avut astăzi cu participanții, toți participanții recunosc importanța unei atare intervenții, dar la fel marea majoritate a participanților la aceste instruiri menționează necesitatea
continuării sau unui follow-up, deoarece în unele comunități, deci echipele intervenția echipelor comunitare este de 80%, deci lucrează într-adevăr ca o echipă. În alte comunități, deci această cooperare este incipientă, deci și respectiv este nevoie de mai mult lucru pentru a fructifica aceste eforturi. Este foarte important când un educator în grădiniță explică părintelui de ce copilul ar trebui să vină la grădiniță sau ar trebui să beneficieze de anumite servicii de reabilitare, dar este și mai important, sau nu mai puțin important, atunci când un asistent social din comunitate și un asistent medical, înainte ca copilul să ajungă în grădiniță, să intervină. Pentru că intervenția pentru reabilitarea copiilor este necesară cât mai timpuriu. Cu cât mai devreme se întâmplă acest lucru, cu atât este mai bine pentru copiii, părinții lor, comunitate și țară în general.